Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Linia 1. Discutăm despre administrație și economie, nu politică, ci economie, pentru că vine o iarnă, vin niște facturi, prețurile sunt așa cum sunt, vrem să vedem cam la ce ne putem aștepta. Cred că e greu de prezis cu adevărat, mai ales că se suprapun atâtea crize, dar încercăm să aflăm cam ce ne-ar putea aștepta în lunile care urmează. Invitată Alina Andrieș, consilier local PNL și profesor, un bun cunoscător al fenomenului economic. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Bun, prin Consiliul Local ce se mai întâmplă? Cum e atmosfera așa de... Activitate obișnuită. E liniște, parcă n-am auzit scandalul în ultima perioadă, ca în vremurile alea bune, cu ghilimele de rigoare, bune pentru presă. Suntem în mijlocul, la mijlocul mandatului și cred că s-a terminat perioada post-alegeri și încă nu s-a intrat în precampanie. Activitatea Consiliului Local este una obișnuită cu ședințe ordinare și extraordinare. În ultima perioadă au fost mai multe ședințe extraordinare de îndată, deoarece în cadrul PNRR-ului s-au depus o serie de proiecte, mai ales pe eficientizare energetică, și atunci au fost nevoie de decizii de Consiliul Local pentru a depune aceste proiecte. Într-un limbaj ușor de lemn, spune din partea mea, e o atmosferă de lucru sau lumea e pusă pe scandal acolo? Cum e? Nu, n-aș putea spune că e pusă pe scandal, ci dezbatere obișnuită. Normale, nu? Normale, în care toți consilierii locali de la toate formațiunile politice încearcă să-și aducă contribuția așa cum consideră ei mai bine, în bunul mers al orașului. Bun, acum e și firesc să mai existe și controverse, și firesc ca executivul primării să mai fie tras de urechi și întrebat de ce nu e aia, de ce nu e aia altă, pentru că, până la urmă, acolo sunt mai multe partide, sunt oameni și interese diverse și e firesc, până la urmă, să... Cred că de asta este un evantai politic. Avem și un sistem dual, să spun așa, executivul pe de o parte și legislativul, Consiliul Local. În cadrul legislativului se dezbat proiectele, întotdeauna proiectele sunt perfectibile și orice idee, orice contribuție este mai mult decât binevenită, ceea ce duce de cele mai multe ori la evitarea unor posibile erori sau îmbunătățirea proiectului de hotărâre. Acesta este și scopul Comisiei de Specialitate, unde dezbatem acele proiecte din diferite perspective, fie din perspectiva legalității, fie din perspectiva impactului economic sau din alte perspective. Da, va mai fi probabil un moment tensionat în Consiliul Local atunci când se va rezolva chestiunea juridică ceea ce privește mandatul viceprimarului Cezar Baciu. Cred că în cazul în care partidul va recâștiga mandatul, iar Cezar Baciu va pleca și din scaunul de viceprimar și din postul de consilier, se resetează cumva jocul politic, spun, și atunci întrebarea e ce majoritate vom avea, cine va fi ales viceprimar și cum vor fi trecute proiectele. Aveți dreptate că în cazul în care domnul viceprimar, mandatul domnului viceprimar va fi anulat. Și sunt șanse, pentru că în prima instanță a fost anulat, e recurs acum. Dacă va fi anulat, își va pierde poziția de consilier, automat va pierde și poziția de viceprimar, atunci revenim la situația inițială în care nu avem conturată o majoritate. Adică e 13-13, mai vine unul de la USR, acum rămâne de văzut PNL-ul, pe cine va găsi sau punctul vulnerabil din PSD sau poate că ia partidul, nu ia partidul, face alianță, fie cu PSD-ul, fie cu USR. Cu USR-ul cred că e complicat. Există mai multe scenarii de lucru, da, să spun așa. Cum ați vedea, așa ca și consilier? Cred că există, să spunem, o mare diversitate de posibilități, deoarece pe de o parte s-a schimbat puțin. Asta e bine pentru PNL. S-a schimbat puțin contextul de data trecută, în sensul că și colegii, percepția mea este că și colegii de la USR Plus au conștientizat faptul că fără o colaborare, cooperare, nu pot să avansezi în implementarea unor proiecte. Pe de altă parte, situația cu Partidul Social Democrat s-a schimbat în sensul că acum ne aflăm cu ei într-o coaliție la nivel național. Da, da, la nivel local încă sunt tensiuni, că se vedem în comunicate și de o parte și de alta, unii acuză că penal, că nu știu ce, ceilalți că nu ați făcut nimic și așa mai departe. Percepția mea este că orice coaliție la nivel național dăunează coaliției la nivel local. La Iași, mai ales. La Iași, da. Că a fost PNL, USR, scandal,
e PNL, PSD, scandal și acolo, sau mă rog, tensiune. Nu există o colaborare, să spunem, da, liniștită. Relații tensionate. Deci, da, nu excludeți, nu? Dar asta ce ar însemna, cu, dacă s-ar face o înțelegere și la nivel local, PNL, PSD, sau cum și-ar dori PNL-ul să vină PSD-ul cu viceprimar? Nu, în momentul de față nu au fost discuții, fiindcă discutăm scenarii posibile, dar care încă nu sunt imediat, deoarece avem cei doi viceprimari. Da, 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 nu, eu vorbesc de ipoteza în care mandatul lui Cezar Baciu e pierdut și atunci, se resetează jocul. Ceea ce este important pentru Consiliul Local este să avem o majoritate care să poată aviza să ia decizii, proiecte, să voteze bugetul anul viitor. Fiindcă cel mai pesimist scenariu este să fim într-o situație de incertitudine, să nu existe o majoritate și atunci proiectele importante să nu obțină numărul de voturi necesare. Deci, obiectivul numărul unu este crearea unei majorități. În cazul scenariului prezentat de dumneavoastră, da, crearea unei majorități care, pe de o parte, să asigure o anumită stabilitate și să crească eficiența activității Consiliului Local. Acum, dacă aș fi puțin rău, aș întreba, domnule, pentru ce mai avem nevoie de majoritatea asta, că oricum în orașul ăsta nu vedem un proiect major, mare, adică majoritate ca să ce? Să aprobăm panseluțe sau chestiuni minore? Am mai discutat tot la emisiunea dumneavoastră că pentru proiectele... Cred că o să mai discutăm până vedem proiectele astea mari. Proiectele majore depind de o mulțime de factori. Pe de o parte depinde de Consiliul Local și de executiv în special, pe de altă parte depind foarte mult de susținerea la nivel național. Și întotdeauna atunci când acasă există ceartă și te duci la București, probabilitatea să obții acele proiecte care te interesează foarte mult se diminuează. De aceea este foarte important să existe, cel puțin pe proiectele de anvergură, să existe o stabilitate și o susținere transpartidică, indiferent de obiectivele individuale și pe termen scurt sau lung. Să spunem, toți cei implicați în politică ar trebui să susțină proiectele Iașului. Proiecte care sunt foarte importante pentru economia municipiului și a județului, proiecte care sunt importante pentru regiunea de nord-est. Bun, dar în momentul de față avem guvernare locală PNL, guvernare națională, e adevărat, într-o coaliție, dar PNL e, a spune, vioara întâi, cât timp are premierul. Și atunci, ok, e important și asta că să existe, nu știu, o colaborare și să nu fie scandal. Dar, până la urmă, tensiunile sunt inerente. Vedem că sunt tensiuni și la nivel național între PSD, chiar se aruncă vorbe grele, se cere, nu știu, plecarea ministrului energiei de la PNL. Cei de la PNL sunt nemulțumiți că ministrul muncii iese, nu știu, și declară Budăi, iese și declară fără știrea colegilor din PNL, tot felul de chestii sociale. Deci, bă, tensiuni sunt, nu putem spune că chiar de atât de, adică, de asta nu avem proiecte, pentru că în orice coaliție există dezbatere, există întotdeauna, chiar dacă nu există o coaliție, în interiorul partidului există dezbatere, numai că acestea nu sunt atât de vizibile în exteriorul partidului. Sunt o mulțime de factori care, să spun așa, au determinat o amânare a implementării proiectelor majore. Pe de o parte, trebuie să ținem cont de contextul macroeconomic în care ne aflăm. O să discutăm mai pe larg. Atât la nivel local, cât și la nivel național, fiindcă situația inclusiv la nivel local, din perspectivă financiară, economică, nu este una foarte roz, având în vedere că de anul trecut primăria municipiului Iași a preluat serviciul de termoficare, care reprezintă, mai ales în contextul actual al creșterii prețurilor la toate... O problemă mare, nu? La energie, o problemă majoră pentru municipiul și iarna 2022 va reprezenta un moment foarte important, deoarece am constatat cu toții la facturile individuale creșterea prețului atât la gaze cât și la energie electrică, dar și la cărbune. Au crescut foarte mult, ceea ce a determinat o creștere a costurilor cu serviciul de termoficare foarte ridicat. De asemenea, trebuie să ținem cont că la nivel național, pe lângă această criză energetică, mai există și se mai resimt încă urmările crizei de sănătate, fiindcă activitatea economică nu a reintrat total în funcțiune, sunt anumite limitări și atunci și bugetul național... Da, parcă nu. Unde, în ce sectoare mai? Nu-mi dau seama, poate că... Sau poate că încă mai sunt efecte din urmă. Sunt efecte din urmă, mai ales cam pe toată lumea. Poate că unele activități nu mai
se derulează ca înainte, că asta e, s-a mai pierdut din piață. Din... De cele mai multe ori în sectorul producției există așa numită gripare a lanțurilor de producție acolo, și sunt probleme cu materiile prime sau cu piesele, produse intermediare, în special din Asia și din China. Și acolo ne uităm ce s-a întâmplat și în industria electronică și în construcții de mașini, unde deficitul de anumite componente a redus producția. Da. Hai să ne, dacă tot ați început cu chestiuni economice, hai să le aprofundăm puțin. Sunteți îngrijorat de ceea ce se întâmplă, da, poate că mai mult de ceea ce se va întâmpla sau s-ar putea întâmpla lunile următoare, iarna care urmează? Situația actuală în care cel puțin trei crize s-au suprapus una peste alta, criza de sănătate, pe de o parte criza energetică și conflictul din Ucraina, creează un context nefavorabil pentru România, pentru Europa și pentru întreaga economie globală. Din păcate, resimțim în momentul de față efectele conflictului și a crizei de energie, deoarece inflația a început să crească semnificativ atât în Europa cât și în România. Costul mediu pentru cetățean a înregistrat o creștere semnificativă. Observăm că anumite produse în ultimul an de zile au crescut cu până la 100%. Mm-hmm. Sunt anumite bunuri sau servicii. Inflația ne pare așa cumva mincinoasă, pentru că chiar sunt produse, bun, nu acuzăm pe nimeni, dar sunt produse care aproape s-au dublat, așa cum spuneați, sau... au crescut cu 50-75% și vedem că ni se vorbește sau inflație de 15-16% și ne gândim că ar fi bine să fie 15% sau să fi scumpit cu 15%, dar vedem produse care s-au dublat, triplat chiar. Poate ar trebui plecat puțin de la modul cum se calculează rata inflației. Rata inflației în România și în Uniunea Europeană se calculează pe baza evoluției prețurilor unui coș de produse și servicii. Și acum această inflație este o inflație medie pentru cetățeanul mediu al României. Bineînțeles că inflația mea este diferită de inflația dumneavoastră, în sensul că eu consum anumite bunuri și servicii, dumneavoastră o alte bunuri și servicii, astfel că pentru un cetățean al României inflația poate să fie 40%, pentru altul poate să fie 15% sau 10%. Depinde și de nivelul venitului. Într-adevăr, cea mai mare creștere a am înregistrat-o la o serie de produse de bază, precum produsele alimentare, au înregistrat o creștere prețurile acestor produse au înregistrat o creștere semnificativă, de asemenea costurile cu utilitățile au înregistrat. Astfel, pentru persoanele cu venituri mici, aceste produse reprezintă o pondere importantă în coșul total de bunuri și servicii. Probabil 60-70% sau chiar mai mult. Câteodată poate mai mult. Poate mai mult, da. Pe de altă parte... Și atunci ei resimt probabil că și mai acut, nu? Inflația individuală crește, prețul este mult mai mare. Pentru persoanele care au venituri foarte mari și atunci aceste produse reprezintă o pondere foarte redusă, inflația este mai mică. Dar în orice caz, cred că toată lumea a resimțit creșterea prețului, că indiferent de venituri, când te duci în supermarket sau la piață, resimți o creștere, când vrei să-ți cumperi ceva, constați o creștere a produselor. Bun, cam la toate produsele, că acum că unele mai mult sau altele mai puțin, dar aproape că nu știu dacă există produs în România care să nu fie creștere, nu știu. Habar n-am, poate. Pot să fie anumite produse de nișă, cum ar fi biletele de avion, au înregistrat o creștere mult mai redus sau, dar în rest... Depinde și alea, că poate că au crescut chiar mai repede în prima fază, mai mult decât inflația, pentru că a fost cerere foarte mare și cu a fost pandemie, mă uitam, de exemplu, câte promoții erau în vremea pandemiei. Păi, cred că e zilnic. Și după, pe perioada verii, cel puțin promoțiile pe companiile de avion aproape au dispărut. Acum au început iar să reapară că a venit oameni. De asemenea, trebuie de discutat că actuala inflație vine după o perioadă în care cererea a fost mai scăzută. În contextul pandemiei, consumul a scăzut, astfel că atunci prețurile au înregistrat o scădere, acum au înregistrat o creștere și apare și așa numit efect de bază, în sensul că odată cu scăderea prețului și pe urmă revenirea, se constată o creștere statistică. Bun, am văzut chiar azi, citeam, nu știu dacă în ziarul financiar sau nu știu, că s-ar putea ca și noi, când spun noi românii, să alimentăm cumva inflația și prin deosebire de alte țări, dar noi să nu scadă atât de repede, pentru că noi am fost și obișnuiți cu inflația de 300%, s-ar putea să punem presiune pe mărirea salariilor, a veniturilor, a salariilor sau a pensiilor și de aici să fie o spirală, adică crescând salariile, o parte din bani să fie duși și în inflație.
Cel mai mare risc într-o perioadă inflaționistă este ceea ce spuneați dumneavoastră, apariția unei spirale inflaționiste, în sensul că din cauza creșterii prețurilor, sindicatele și angajații pun presiune pe angajatori să le mărească salariile. Majorarea salariilor va conduce la majorarea costurilor pentru producători, ceea ce duce la o creștere a prețurilor și astfel intrăm într-o spirală de aceasta care va duce la o accentuare a inflației. Bineînțeles că factorul psihologic este foarte important în gestionarea inflației, deoarece un indicator foarte important în managementul crizei de tipul acesta este inflația așteptată. Fiindcă este foarte important cum își ajustează comportamentul de consum cetățenii și firmele ținând cont de perspective. Dacă eu anticipez că inflația va crește cu, să spunem, 15%, va fi 15% în perioada următoare, pot să adopt două decizii. Una este să grăbesc consumul, să cumpăr acum tocmai pentru a cumpăra la un preț mai mic, ceea ce duce la o creștere a consumului și va pune presiune pe cerere și prețurile vor crește. Într-un fel sau altul se va îndeplini această previziune. Cea de-a doua abordare poate să fie, anticipând o perioadă mai dificilă, să economisesc, astfel să nu mai consum, să elimin acel consum nenecesar, care nu este strict necesar, și astfel consumul se poate diminua și atunci, dacă cererea va scădea, nivelul prețului nu va înregistra o creștere atât de... Și inflația s-ar putea să tempereze în varianta a doua, nu? În varianta a doua. De aceea, Banca Națională, un instrument important utilizat în lupta contra inflației este reprezentat de ratele de dobândă. Banca Națională crește nivelul dobânzilor de referință, ceea ce conduce la o creștere a dobânzilor practicate de instituțiile de credit, ceea ce va duce la pe de o parte la reducere a creditării, pe de altă parte se dorește o încurajare a economisirii de către populație, fiindcă fiind ratele de dobândă. Bun, se reușește operațiunea asta, să spunem așa? Putem să ne uităm la două elemente. Pe de o parte, creditarea s-a mai temperat în România. Pe de altă parte, ne putem uita la cursul de schimb. După cum care e explicația? Că vedem că e o scădere aproape, unora le se pare ciudată. Nu știu, 4,83, 4,84... Cursul de schimb în România, cursul de schimb pe care Banca Națională îl urmărește și este interesată este cursul de schimb leu-euro. Cursul de schimb leu-dolar este un curs încrucișat între leu-euro și euro-dolar. Astfel că dacă doresc să apreciez moneda națională sau cel puțin să nu se deprecieze, trebuie să crești lichiditatea pe de-o parte, adică să ai mai mulți bani în piață și pe de altă parte să crești dobânda. În România au crescut ratele de dobândă. În zona euro, ratele de dobândă au rămas încă aproape de zero. Tocmai acest diferențial de rata dobânzii a determinat o menținere a cursului de schimb leu-euro sau chiar o ușoară apreciere. E mai rentabil să deții lei în momentul de față decât să deții euro, deoarece ratele de dobândă și în cazul în care ai un depozit la lei, ai o dobândă, obții o dobândă undeva de 7-8%, depinde de scadență, depinde de tipul de depozit. Dacă deții un depozit în euro, ai undeva de până la 1%. Pentru economia românească și pentru români e bun? Acum sunt două elemente. O monedă națională care nu se depreciază sau aprecierea monedei naționale are un impact, să spunem așa, se ieftinește produsele realizate în România pentru export într-o oarecare măsură devin mai scumpe. Acesta este un dezavantaj al aprecierii monedei naționale. Descurajează exporturile. Da, pentru că ei vând la mai... Vând la un preț mai mic. Dacă te costă, un calcul simplist, dacă cursul de schimb ar fi 4 lei și eu realizez un produs care mă costă 100 de lei, asta ar însemna echivalentul la 25 de euro. Dacă cursul ar fi 5 lei, ar fi 20 de euro. Astfel că deprecierea monedei naționale susține exportul. Aprecierea monedei naționale nu susține exportul și în același timp produsele de import devin mai ieftine.
Fiindcă una este să import un produs care costă 20 de euro la un curs de 4 lei, ar fi în România 8 lei, la 5 lei ar fi 10 lei. Astfel că, și acesta este de fapt un echilibru care trebuie căutat, astfel încât nici aprecierea monedei naționale nu este un lucru unanim pozitiv, cu toate că pentru cei care au credite în euro este bine să se deprecieze, pentru toți cei care plătesc mai puțin, pentru toți cei care au diferite contracte, la noi și la telefonie și la alte servicii, contractele de regulă sunt denominate în euro. Bun, nu mi-ați răspuns la întrebarea acum, nu există un răspuns sau sunteți îngrijorat sau mai degrabă... Nu sunt optimist. Cred că cel mai corect ar fi nu sunt optimist, deoarece premizele, nu doar la nivel național, cât și la nivel internațional, nu sunt printre cele mai favorabile. Mm-hmm. Pe de o parte, trebuie să fim conștienți că această criză energetică, care nu afectează numai România, ci afectează întreaga Europa, nu este un eveniment care să treacă de la sine ușor în următoarea perioadă, va urma perioada de fapt cea mai dificilă. Iarna, atunci când consumul, în special de gaze naturale, crește foarte mult și în special consumul individual al gospodăriilor, ceea ce va duce la o creștere a cererii, după cum am putut constata, toate țările din Uniunea Europeană și-au majorat rezervele perioada verii. Păi și România. Și România. Stăm, nu știu, 70-80% avem în rezervă. Și atins targetul de 70, acum se duce spre 80. Bun, acum, întrebare, dacă e suficient în condițiile unei ierni, să spun, nu neapărat chiar foarte aspre, dar unei ierni poate mai dure ca precedentele, dacă e suficientă rezerva asta să trecem iarna cu bine, sau mă rog, mare parte din iarna. Din perspectiva accesului la gaze naturale și energie electrică, nu există un risc major de a nu avea acces. Problema se pune de preț. Nu există, fiindcă România... Păi vedem că, acum poate îmi explicați de ce, dar vedem că în alte țări se discută inclusiv despre dacă vor avea sau nu gaz și energie, adică vedem cum se pune problema și Comisia Europeană, cum pune problema, dar și unele state, în Germania vedem care e dezbaterea, domnule, să facem economie, cu 15% mai puțin, neapărat, obligatoriu, la noi vedem că noi parcă, nu că râdem, dar privim așa un pic mai relaxați lucrurile. Situația României este una favorabilă din această perspectivă. Noi, spre deosebire de alte state, suntem producători. Suntem țară care are acces direct la rezerve în gaz. Doi, avem suficiente rezerve stocate care să acopere, să spunem, consumul populației. Trei, din păcate, industria consumatoare de gaze naturale s-a redus semnificativ în România. Adică nu mai există mari consumatori. Din mare păcate, da, nu mai există mari consumatori, ceea ce din această perspectivă este un lucru pozitiv, încă nu ai o presiune. Da. În Germania și în alte state, industria consumă foarte mult și tocmai pentru a nu reduce semnificativ activitatea agenților economici, se dorește o echilibrare și o reducere a consumului din perspectiva tuturor consumatorilor. Bun, dar pe de altă parte să spunem că dacă la noi situația rămâne stabilă în privința, adică vom găsi gaz și energie, să spunem, la discreție, dar dacă țările astea dezvoltate vor avea probleme, Germania, de exemplu, dacă va avea probleme cu gazul, economia germană își va restringe activitatea, păi întreg continentul, până că știu că Germania cât e? Un sfert din activitatea economică a Europei e dictată de ceea ce se întâmplă. Poate mai important ca și pondere este ca și semnal. Atunci când economia Germaniei e strănută, toți ceilalți fac gripă aproape. Știți? Da. Deci asta e o problemă. Da. Într-adevăr, este foarte importantă situația la nivelul Uniunii Europene. Bineînțeles că costul va rămâne de asemenea o problemă. Zilele trecute, guvernul a adoptat un act normativ prin care se extinde perioada în care se va subvenționa prețul la energie electrică și la gaze naturale atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru consumatorii non-casnici. Și aici o modificare importantă constă în faptul că și întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia până în martie de un consum, de un preț subvenționat pentru gaze naturale, ceea ce într-o oarecare măsură se dorește a fi un suport pentru aceste companii să nu-și reducă activitatea sau să nu intre pe pierdere. Acum rămâne de văzut și care va fi costul pentru stat, pentru buget, că auzim deja că
nu prea ne-am mai permite să subvenționăm atât de mult și pentru, mă rog, până în martie, hai să spunem. Dar nu știu ce se întâmplă de martie încolo, când dă primăvara, nu știu ce, și... Nu există nimic gratis, în sensul că cineva tot plătește, chiar și această... Adică ne bucurăm acum, dar s-ar putea din martie încolo sau poate iarna viitoare să nu scăpăm de factura aia urâtă. Ce este important, și deciziile adoptate în ultimul timp au fost tocmai pentru a trece cu bine peste această iarnă și ulterior, în funcție de evoluția contextului regional și energetic, să se adopte alte decizii. Dar important în momentul de față este să nu se lase, să spunem așa, la liber creșterea prețurilor atât la energie. Cred că ar fi un dezastru. Ar fi, fiindcă această creștere are un efect multiplu. Pe de o parte, are un efect imediat asupra consumatorilor, atât persoane, și în industrie, cât persoane fizice, cât și persoane juridice, companii. Și al doilea efect este, de cele mai multe ori, în cadrul multor produse și servicii, costul cu energia și cu petrolul, cu tot ce înseamnă consumabile, da, reprezintă un cost important, ceea ce va duce la o amplificare a creșterii prețurilor. Bun, luăm pauză, apoi ne întoarcem la discuția din platou.